Dar este clar că interesul este destul de mic, scăzut, pentru această funcție. Nu este foarte populară. De ce? Păi, din același motiv, pentru că situația în sistem este complicată, pentru că, pe de o parte, trebuie să facem reforma, să curățăm sistemul și, în același timp, trebuie sistemul să livreze. Reforma pe care o facem noi acum, repet, a fost amânată de prea multe decenii. Mulți oameni competenți și onești au plecat din sistem. Unii sunt timorați, mă rog, de la experiențele pe care le-au avut în trecut. Deci e un subiect mai trist, faptul că nu avem mai mulți candidați care să aibă și curaj și care să nu aibă probleme de integritate și care să fie buni profesioniști. Deci cumva ilustrează într-un fel starea de lucruri în sistem în general. Și atunci ce fel de procuror general am putea avea? Sper că de data asta acest concurs depinde de cine va depune dosarul și depinde de decizia pe care o lua CSP. Noi ne dorim un om curajos și care să schimbe din temelii lucrurile în procuratură. Oamenii care candidează sunt oameni din interiorul sistemului. Înțeleg. Dumneavoastră credeți că pot face mai mult? Eu v-am spus ce îmi doresc, dar ce cred o să văd după ce o să văd rezultatele. Înțeleg că alegerea procurorului general este ultima restanță pe care o avem din cele 9 condiționalități asumate față de Comisia Europeană. Așa spunea vicepremierul pentru integrare europeană, doamna Gerasimov, când a venit la Cutia Neagră săptămâna trecută. Dacă nu reușim nici de această dată să alegem ce... Este condiția Uniunii Europene, este organizarea în mod transparent a acestui proces, dar și Uniunea și Comisia Europeană este conștientă de faptul că nu se înghesuie candidații, în special candidații buni pentru această funcție. Deci, până la urmă, toată lumea înțelege că avem nevoie de un procuror general profesionist, competent și care să poată să reformeze sistemul, să-l facă funcțional și nu doar să alegem un procuror general. Asta este foarte ușor, să alegem un procuror general. E mai greu să vedem acolo un procuror general care să facă față provocărilor. Și provocările sunt mari, trebuie să recunoaștem. Din păcate, vedem că și să alegem un procuror general nu este chiar atât de ușor în Republica Moldova. Și ultimii ani de zile am avut tot peripeții, din 2019 avem peripeții cu acest concurs. Eu cred că peripețiile au fost dintotdeauna acolo și... Nu, anterior era mai simplu. Uneori era vândut, cumpărat, n-am auzit să fie atât de complicat. Uneori se făcea un concurs în Parlament și îl câștiga șeful, secretarul Comisiei de Organizare a Concursului. Contează ce au făcut procurorii generali care au ajuns în aceste funcții. Asta e a doua întrebare. Acum tot va conta foarte mult ce va face. Da, înțeleg că nu aveți așteptări foarte mari, pentru că întrebările sunt față de oamenii din sistem, nu față de cei care conduc aceste structuri, instituții. De ce? Am așteptări de la acești oameni, pentru că așa se formează echipele. Sigur că conducătorul de unul singur nu poate face mare lucru, dar depinde și de conducător să reușească să adune o echipă chiar și atunci când e foarte greu să adune o echipă bună. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.